Hei, 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 salutare, jupinei, bine ați venit la un nou episod. Deci despre FIFA 20, nu? Un clip din seria cu esbisiuri. Astăzi îl facem pe nimeni altul decât musulmanul Frank Ribery de la Fiorentina Summer Hit Card. Dar înainte să începem, nu uitați să rupeți masiv butonajul de like, să vă abonați și să vi faci clopoțelul dacă vreți să continue seria de episod și live în fiecare zi. Hai să strângem, de ce nu, câteva sute de butonașe. Da, Frank Ribery e aproape gata, aproape gata. Un card interesant, dar îl discutăm după ce îi dăm redeem, după ce îi dăm submit, după ce luăm, nu? Avem 4 segmente, From Serie A, Top Performer și 88 Rated Squad. O să începem cu cel mai greu, care zice așa. Minimum Team of the Season so far, Team of the Week sau Team of the Week Moments. Option Rating 55, Chemistry. L-am băgat pe Aduriz, pe Armani, pe De Vrij, pentru că oricum nu joacă la noi. Și aia. În rest, jucători de 83, cu o singură excepție, Suso 82. Și am dat submit. Boy, ia, R Electron Player Spec. Nu o să deschidem pachetul. De ce? Pentru că da. Fiți atenți, zice. Am folosit cam aceia jucători. Ok. Trebuie să fac așa și nu o să mă lase. Și trebuie Ilaramendi, Kramaric, Morata, Banega. Ok, stai să vedem care intră. Că nu mai știu care. Ilaramendi, Kramaric, Morata aici. Ilaramendi, cred că Kramaric. Nu. Banega, cred că. Ia să vedem. 67, nu, Ilaramendi atunci. Și atunci rămâne Banega. Banega și Kramaric dincolo. Da, top performer. Minimum Team of the Season, Team of the Week sau Team of the Week Moments, Team of the Season so far, 86 rating, 70 chemistry, l-am băgat pe Fuenzalida și pe Miranda, nu joacă nici ăștia, 2 jucători de 84, Paulinho și Vidal, în rest jucători de 83, băi, destul de scump și ăștia, Premium Gold Player Spec. Hai să vedem ce mai întoarcem de aici, întoarcem pe toți și din momentul ăsta s-a terminat șmecheria. Pentru că aici avem băgați toți cei de 83 tradable. Hai să mergem să-i căutăm. Am făcut cu aceiași jucători pentru că mi-a fost mai ușor. Înțelegeți și voi. Kramaric, Banega, Bartra, Carrasco, Radetzky parcă nu. Ilaramendi, Morata și Casillas. Cred că ăștia, ia să vedem. Casillas, Moratura, Carrascao, Bartra, ăsta, păi și Kramaric unde intra, frate? Kramaric intră dincolo? A, nu, am luat 2 din greșeală, ok, am luat 2. Deci, seria team, zice așa, minimul jucător de seria, păi cum nu am un joc? Ah, da, e ok, 86 rating, 70 chemistry, îl băgăm pe Bruno. Băi, îl băgăm pe Bruno, stai, să nu fie cumva ultimul Bruno, că nu mai pot să-l iau pe ălalalt. 91 și noi trebuie să avem 92, nu? Da, bun, 92. Regulio, 2 jucători de 84, Martinez și Pizzi, rest jucători de 83. Rare Mixed Player Spec. Bun. Și Frons. Da, înainte să dau front să vedem ce pachete avem. Rare Electrum, Premium Gold, Rare Mixed, Prime Electrum. Nu știu dacă le țin o minte, dar vedem. Deci, front, minim jucător francez, minim 85 rating, 75 chemistry. Am apelat la Bruno Fernandes Potămă, care a fost foarte scump la vremea lui, când a fost SBC 1 milion, spre 1.200.000 pe PC. Nu l-am făcut, dar s-a dat acum cu questul ăsta. 1.200.000, frate, este bun. Fred și Sabi. Arăți, vedeți și voi jucători de 82, 81, chiar și 80. Bun.
Prime Electrum Player Spec, Rare Mixed, Premium Gold Player Spec și parcă Rare Electrum, ceva de genul. Și uite așa vine Frank Ribery. Da, nu se vede nimic pe aici. Hai să intrăm prin plan. Mâncătorul de gulaș. Șeptaru, legendă la Bayern München, nu? Pe final de carieră la Fiorentina. Un card interesant. O să-l discutăm acum. Un card interesant. Costă 800.000 cardul ăsta pe PC, fraților. Eu am scutit mulți bani având aceste resurse. Și mă bucur că altfel nu-l făceam. 5-7, high medium, 5-5, senzațional. La fel ca Ousmane Dembele, n-are decât 3-2 de finesse. Doar că în comparație cu Ousmane Dembele ăsta este și puternic, nu? Ceea ce lipsește lui Dembele. Forța, frate. Are 91 și cred că venim cu un marksman pe el și îl băgăm în, cred că 96 strength, nu știu, îi dă 10 aggression, ar fi bine 89 aggression. Nu știu exact, dar oricum cardul este senzațional, fraților. Senzațional acest card. Haideți să mergem să vedem la pus în echipă. De ce nu-l bagi în echipă, mă? Asta e echipa pe care vreau eu să o fac și o să o fac, bineînțeles, pentru cei ce n-au fost pe live ieri. Unde ești tu, Ribery? Deci, da. Trebuie să-l iau pe Lehmann, care cât cost? 500.000, să zicem. Chiar și mai ieftin. Trebuie să-l iau pe Figo, care e mai mult de 700.000, nu dau pe el. Deci până acum 1.200.000. Henderson spre 200.000, cred că și sub. Da, chiar sub, dar până la 200.000, 1.400.000. Și mai trebuie să-l iau pe Big Boy ăsta, care nu e pe Team of the Year. Eu vreau Team of the Year. Nu e Team of the Season. A, nu e chiar atât de mult. Da, 1.400.000 cu Van Dijk, vreo 4 milioane mai văd, da? Cam așa, 4 milioane, pentru că pe Wijnaldum îl facem de la, îl luăm de la SBC și pe Mendy îl luăm de la Questuri. Și eu cred că avem o echipă beton, fraților, o echipă beton, toată lumea va fi în 10, toată lumea se mulțumit, avem și Hyperlink-uri, Van Dijk cu Wijnaldum, Ramos cu Carvajal, beton. Eu aș da Hyperlink și între Icon și jucătorul de aceeași naționalitate, frate, pentru că ar trebui să se pună și liga și clubul. Aia înseamnă că nu? Dacă e portughez, frate, să-i dea Hyperlink. Da, ăștia nu prea știu să facă nimic pe aici. Hai să vedem încă o dată exact, stai, nu aici. Să vedem exact pachetele, ca să știm ce deschidem, pentru că nu pot să vă las cu ochii în soare să nu deschidem pachetele. Ar fi un gest urât din partea mea și nu vreau să-l fac. Deci, da, ia. Prime Electrum, Rare Mixed, Rare Electrum, Premium Gold Player Spec. Sper că le-am ținut minte. Hai să vedem, nu contează ordinea. Premium, avem un singur premium, hai să-l deschidem. Frate, cum în ordine le dăm? Cum le primim așa? Uite că avem minimum board, dăm un special, dăm un special. Nu vreau să dea niciun special instead name. Bun. E un spaniol, un center back, Bartra. Ok, Bartra, 10.000 de coins, not bad, recuperăm. 10.000 de coins, jupineilor. Ia uitați, chiar mai bine, 13.000 de coins, un 83 să crape mafia în 3, frate, astea, nebun. Deci am deschis Prime-ul. Turer, nu. Premium, Prime Electrum, Prime Electrum, Prime. Rare Electrum. Știu că am un Rare Electrum, dacă are să-l iau. Prime Electrum, Rare Electrum și Rare Mixed. Da. Cam așa era. Dacă nu ai Prime Electrum, nu Premium. Sau Premium? Bă, nu știu. Prime sau Premium. Care e mai bun? Dă-o lumea să dăm un Premium Electrum, că e mai bun. Dacă nu era ăsta, aia ce bun e că nu ne dă nici bărți să crape mafia. Hai, le lăsăm pe toate să vedem ce ne dă. Forsberg, 82, bă, s-ar putea să fie așa vreo 3.000-4.000 de coins. Și Shaqiri, ia. 4.000 Shaqiri ar trebui să fie mai scump, 10.000, bă, mă, frate, putem să zicem că facem profit, nu?
Nu putem că Ousmane ăla e, că Ousmane Ribery 800.000. Deci, mai avem rare Electrumul. Avem un rare 2, 3, 4, 4. Hai să dăm primul, nu? Văd că primul ar fi 3, dar acum nu știu care e 3 de care nu-i 3. A, uite ce ne dă să crea pe Libertadores, sunt 7. Nope. Nope, Rios. Nope. 80 de maxim. 85, coche. Păi nu e rău, 85, dar am prins pachetul untradeable. Forsberg din nou. Ah, e resursă, frate, care o să ne ajute. Coche ăla acolo. Și acum prime, rare mixer, prime mixer, cum s-o numi, să-l ia mafia. Unde ești, mă? Rare mixer, da, singurul. Rare mixer, 12 jucători, 4 gold, 4 silver, 4 bronze, tot central. Poate să pice ceva, totuși. Hai să vedem, să sperăm că ne dă și nouă ceva. Hai că ne dă minimum board. Dă-mă un special, un walk-out, ceva. Dă, bă, Chitrosule, care ești tu, Chitros, și te numești Chitros. Ne dai Campbell, mă. Băi, ne dai un 82 să crap pe Pantelimon, nu voi, mă. Haide, bă, pleacă de aici. Ia, uite, mă, ne dă Campbell. Bun și ăsta. Bun și ăsta, ce pot să zic, 7000 de coin să trăiască neamul lor. Îl dă și pe băluță, băi, puță, bă, și zici tu, băi. Da, mă, fraților, cam ăsta a fost episodul, vă aștept, băi, mai facă și lor, vă aștept și cu un live. Sper că v-a plăcut, eu am fost Uraciu, voi ați fost jupinii cei mai tari dintre cei tari și cu cel mai urât vocabular, glumesc, bineînțeles. Și până data viitoare, pace, simen, bine, credință, big boy, big smoke, respect pe viață!